ziua! Iată-ne din nou împreună. Vom continua acest Moș Crăciun, mai diferit de ceilalți. Ieri am rămas aici unde trebuia să lucrăm trei rânduri cu culoarea albă. Am încheiat aceste rânduri, erau exact 100, erau 108 piciorușe scurte, le-am lucrat. Acum voi închide rândul în modul în care să nu se observe unde am închis. Voi sări un picioruș, al doilea, voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș, voi scoate firul în felul acesta, după care întorc lucrul pe dos și voi intra din nou în piciorușul următor. Voi scoate firul, vedeți că nu se cunoaște unde am închis. Iar acum îl vom ascunde dedesubt. Eu voi încerca să-l ascund cu croșetul. Dumneavoastră, dacă nu reușiți, veți încerca să-l ascundeți cu coacul. Așa, printre picături, voi face un nou tutorial. Din nou, va fi scurt, pentru că ieri acel tutorial scurt pe care l-am făcut, am stat 3 ore doar să-l pot încărca. Nu știu de ce internetul este atât de dificil, de greoi. Acum, vom continua cu pantalonii moșului. Dacă vă amintiți, noi am lucrat ultimul rând cu negru în tehnica backloop, însă am luat firele albe, primul rând, le-am luat prin partea din față. Acum ne-a rămas liberă partea din spate. Aici, în partea din spate, noi avem un număr de 54 de piciorușe scurte. În corespondența fiecăruia dintre aceste 54 piciorușe scurte, noi vom lucra câte un picioruș scurt. Deci voi intra aici și voi lucra în corespondența fiecăruia din cele 54 de piciorușe, voi lucra un picioruș scurt. Acestea vor forma pantalonii. Deci cu atenție vom lua pe croșet și vom lucra aceste piciorușe de jur împrejur. Atenție să nu sărim niciun ochi, pentru că apoi ne va fi foarte greu să despărțim în mod exact pentru a forma fiecare crac al pantalonului. Deci în felul acesta vom continua și vom lucra până ajungem din nou aici în capăt. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 54 de piciorușe scurte. Acum noi vom întoarce lucrul. Vom întoarce lucrul în modul în care să lucrăm pe față. Vom pune firul despărțitor pentru a ști de unde începem și din acest moment vom lucra 3 rânduri de 54 de piciorușe scurte. Deci de jur împrejur, de 3 ori vom lucra aceste 54 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Numărați bine piciorușele să fie exacte, așa cum v-am spus, pentru că altfel ne va fi greu să facem pantalonii. Dacă sărim un ochi, atunci nu vom putea împărți în mod corect. Vom continua în felul acesta pentru 3 rânduri, iar noi ne vom întâlni după aceste 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 54 de piciorușe. Acum, având ca punct de reper fața, partea unde am înmulțit,
am pus lucruri în două și din acest moment vom începe să lucrăm piciorușele, cracii la pantaloni, de fapt. Eu am pus aici un semn care m-a ajutat să despart exact în jumătate și voi continua lucrând în felul acesta. Deci aici am deja un picioruș scurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aici este piciorușul cu numărul 27. Voi face acest picioruș și mă voi întoarce și voi închide cu fir alunecat exact în punctul de unde am plecat de aici, din primul. În felul acesta voi închide prima parte a pantalonului. Deci voi intra, voi face un fir alunecat. Felul acesta. După care voi lucra un număr de 10 rânduri în rotund. Deci întotdeauna în rotund vom lucra aceste 10 rânduri. Astfel noi vom face prima parte a pantalonului. Deja suntem la primul rând. Acum știm exact locul care este. A rămas un fir de la mea în urmă. Se distinge foarte bine pentru că am și închis piciorușul alunecat și știm acum exact cum să lucrăm. Deci în felul acesta vom lucra 10 rânduri, după care vom, în același mod vom lucra cealaltă parte a pantalonului. Mă uitam și acum, nu este deloc internet. Am încercat să intru un pic pe Facebook să văd situația în grup. Nu reușesc. Practic nu apare nimic pe ecranul telefonului. Este o problemă. Din câte am înțeles, a fost o explozie solară foarte puternică și acea undă electromagnetică a lovit și pământul. De aceea toate aceste probleme cu internetul, chiar și telefonul are momente în care nu funcționează. Televizorul și tot așa, nu știu acasă care este situația, însă aici așa se prezintă. După cum vedeți, deja am realizat primul rând.
voi continua cu cel de-al doilea și vom merge în continuare. Așa, am intrat aici în locul corect, în jos. Așa cum v-am spus, vom face 10 rânduri. Eu sunt la cel de-al doilea. În felul acesta vom crea pantaloni. Noi ne întâlnim când vom termina această parte. Am terminat cele 10 rânduri care formează această parte a pantalonului. Voi tăia firul. Îl vom ascunde, așa cum ați văzut, în modul în care să nu se cunoască locul unde am închis lucrarea. Vom număra 1, 2, în cel de-al treilea picioruș scurt vom intra, vom trage firul, întoarcem pe dos, vom scoate firul în următorul picioruș pe dedesubt și îl vom ascunde. După care vom continua să lucrăm cea de-a doua parte a pantalonului. Eu îl ascund în felul acesta, voi scurta aici capătul de fir, pe care apoi îl voi pune înăuntru când voi umple moșul. Voi începe cea de-a doua parte a pantalonului. Voi începe de aici, dintre picioare. Voi face un ochi de lanț de început, în felul acesta. Voi intra în primul picioruș și voi începe să lucrez cele 27 de piciorușe scurte care mi-au rămas pentru a completa acest rând. Felul acesta, iar noi ne întâlnim când vom termina acest rând și vom continua. Voi termina pentru a vă arăta din nou cum închidem această parte. Deci lucrăm de jur împrejur cele 27 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 27 de piciorușe scurte, am ajuns la capătul aici, la începutul primului rând. Voi intra în primul picioruș și voi face un fir alunecat. După care voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș. Aici voi face un ochi de lanț și voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș, un picioruș scurt, 10 rânduri. Astfel vom termina și cea de-a doua parte a pantalonului. Deci vom coborî în jos cu 10 rânduri de câte 27 de piciorușe. Eu voi întrerupe și ne întâlnim când terminăm acest picioruș pentru a continua cu tutorialul. În felul acesta. Mergem de jur împrejur. Vă puneți eventual un semn pentru a ști exact unde terminați rândul, dar este foarte ușor pentru că se vede exact locul. Sunt foarte mulțumită că acum în felul acesta reușiți să vedeți exact ceea ce lucrez și aceasta mă mulțumește și pe mine. Deci continuăm în felul acesta de jur împrejur pentru 10 rânduri. Aproape am terminat primul, pentru că rândul inițial în care am unit pentru a forma această parte a pantalonului, acela nu îl vom pune la calcul. Deci după ce am unit, începem calculele.
vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestor 10 rânduri. Am terminat cele 10 rânduri de la cea de-a doua parte a pantalonului. Voi scurta firul, așa cum ați văzut până acum. Vom închide lucrarea. Exact în același mod în care ați văzut până acum, vom face modul ca acest fir să nu se observe și vom intra un, doi în cel de-al treilea picioruș, felul acesta, vom ieși prin spate în următorul, apoi vom ascunde firul și veți vedea că pantalonul va arăta ca unul adevărat, fără să se vadă locul unde am închis lucrarea. Aici voi scurta firul, bineînțeles, sau îl pot lăsa chiar și înăuntru, nu mă deranjează. Vom trece la următoarea parte a lucrării, și anume chizmulițele. Voi începe cu culoarea neagră, după cum vedeți. Voi face în cercul magic un număr de 6 ochiuri de lanț. Scuzați, de 6 piciorușe scurte. Sunt prinsă de lucru. 6 piciorușe scurte. Avem 2, 3, 5 și cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic. Cu piciorul alunecat, aici în primul piciorul scurt. Iar în acest moment vom pune firul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș vom lucra o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând noi ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Voi începe de aici cu primul. Voi lucra prima mulțire. Știți cum se lucrează, iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 12 piciorușe scurte, pe care vom continua. Voi continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Deci voi face în primul un picioruș scurt, iar în următorul o înmulțire. Lucrând în acest mod, de jur împrejur, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Deci, două piciorușe scurte. În următorul picioruș vom face o mulțire. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. În următorul vom face o mulțire și repetând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, iar în următorul vom face o mulțire, repetând aceste piciorușe. Până la capătul rândului, noi vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Deci 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Și
vom ajunge la un număr de 36 piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 36 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Nu vom avea nevoie să mulțim, ci vom merge cu aceste 36 piciorușe, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua cizmulița. Acum am ajuns la capătul rândului cu cele 36 de piciorușe scurte. Vom introduce culoarea albă. Am făcut deja acest prim ochi de început cu care mă voi atașa aici lucrării. În felul acesta voi ține un pic cele două fire în spate și voi continua lucrând două rânduri de 36 de piciorușe scurte. În același timp voi prinde și firele de desubt pentru a le da stabilitate. Deci 36 de piciorușe scurte fără înmulțiri, fără scăderi. După ce am lucrat câteva piciorușe, voi abandona capetele de fir, deci voi tăia firul negru. Cu atenție să nu-l tăiați pe cel alb, mie mi s-a întâmplat și lucrând în acest fel. Și vom continua, deci, două rânduri de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de 36 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem. Pentru a vă fi mai ușor, vă explic un alt mod de a scădea. Nu intrăm în primul picioruș, îl sărim. Vom intra în următorul și vom lucra un picioruș scurt. În felul acesta am făcut o scădere. Da? De acum vom lucra un număr de 32 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Și aici va trebui să facem o nouă scădere și din nou vom sări un picioruș, vom intra în următorul și vom închide. Am ales acest mod de a face scăderi, deoarece fiind acest fir de lame, va fi mai dificil de făcut scăderile obișnuite. Vom continua rândul următor cu o nouă scădere pe care o vom face în același mod. Voi sări primul picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi închide. De data aceasta voi lucra un număr de
30 de piciorușe scurte, după care vom face o scădere. Deci 30 de piciorușe scurte, ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat cele 30 de piciorușe scurte, acum va urma scăderea, voi sări acest picioruș, voi intra în următorul, voi închide, voi schimba firul despărțitor, voi face o nouă scădere, deci voi sări acest prim picioruș, voi intra în cel de-al doilea, voi închide, voi lucra un număr de 28 de piciorușe scurte, după care voi face din nou o scădere. Deci, după ce lucrăm aceste 28 de piciorușe scurte, ne vom întâlni pentru următoarea scădere. Am ajuns la capătul rândului, voi lucra ultima scădere, voi sări acest picioruș, voi intra în următorul, voi închide. Și în acest moment am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. De acum, noi vom lucra 10 rânduri de 30 de piciorușe scurte. Deci ne vom ridica în sus cu 10 rânduri. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 10 rânduri. Deci lucrați așa cum se găsesc, 30 de piciorușe scurte, după care vom continua lucrarea noastră. Între timp, vroiam să vă arăt, uitați-vă, în felul acesta se prezintă partea din față. Sper că se vede. Ne întâlnim la capătul acestor 10 rânduri. Am încheiat cele 10 rânduri ale cizmuliței. Va trebui să facem două. Eu am făcut-o între timp și pe cea de-a doua. Vom încheia așa cum v-am arătat de câteva ori până acum. Voi intra în cel de-al treilea ochi, voi trage firul, voi ieși undeva în spate. Vom face modul să nu se observe unde am închis lucrarea. În felul acesta vedeți că nu apare acea diferență de nivel. Vedeți? Eu am făcut-o și pe cea de-a doua. Acum vom continua cu mânuțele. Eu îmi voi cere scuze de la dumneavoastră pentru faptul că nu știu exact cum reușesc să încarc tutorialul. Este posibil să stau noaptea aceasta pentru a-l încărca, pentru că durează foarte mult, cum vă spuneam, este foarte, foarte lent internetul. Pentru mânuță, în cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. În general, un tutorial ca cel pe care l-am făcut ieri, prima parte a Moșului Crăciun, mi-a luat 3 ore să-l încarc. Acum este seară, nu știu la ce oră voi termina. Deci voi face 6 piciorușe scurte, 2, 3, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum voi închide cercul magic, voi închide cu picioruș alunecat și din acest moment voi pune firul despărțitor, iar în rândul următor vom lucra 6 mulțiri consecutive. În corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o mulțire. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe. Deci avem primele 2 și vom continua singure. Ne întâlnim la capătul rândului cu 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând
un picioruș scurt, urmat de o înmulțire, și lucrând asper pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci noi ne întâlnim la capătul rândului cu 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o mulțire. Șaisprezece piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, iar aici în ultimul picioruș vom face din nou o înmulțire. Deci acum am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Și în continuare vom lucra 3 rânduri de 20 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Deci 20 de piciorușe scurte pentru 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de 20 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând pentru început o scădere. De data aceasta vom scădea în mod normal, pentru că nu avem firul de lame care să ne încurce. După această scădere vom lucra un număr de 16 piciorușe scurte, urmate de o nouă scădere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și o scădere. Astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua începând din nou cu o scădere. Și vom face prima scădere. Paisprezece piciorușe scurte, le vom lucra singure, ne întâlnim la capăt, 14 piciorușe scurte. Acum voi face o nouă scădere după ce am lucrat cele 14 piciorușe scurte. Am obținut un total de 16 piciorușe scurte și vom face un rând de 16 piciorușe scurte cu această culoare. Ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat cele 16 piciorușe scurte, acum voi adăuga firul albastru. Voi trage un pic firul nude, voi prinde amândouă firele de desubt pentru a le da stabilitate și voi lucra din nou
aceste 16 piciorușe scurte pentru un număr de 13 rânduri. Deci vom face 13 rânduri cu culoarea albastră, după care ne vom întâlni să terminăm mânuța și voi încheia și această parte a tutorialului. Eu noaptea aceasta voi sta să îl încarc, iar mâine voi face modul încât să terminăm Moșul Crăciun. Deci 13 rânduri de câte 16 piciorușe scurte cu culoarea albastră. Ne întâlnim peste puțin timp. Am ajuns la capătul celor 13 rânduri. Voi pune firul despărțitor și vom face scăderi pentru a închide mânuța. Voi face un picioruș scurt, urmat de o scădere. Scăderea din nou voi face în același mod ca la papucel. Voi sări un picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea și voi închide, pentru că și acesta este un fir de lame și ne rămân în urmă acele mici fire strălucitoare. Picioruș scurt din nou, o scădere. Deci acest rând, în felul acesta, îl vom executa. Aici voi face din nou un picioruș scurt, după care pun din nou firul despărțitor și voi face scădere după scădere. În același mod, voi sări un picioruș scurt, voi închide, voi sări din nou un picioruș scurt, voi închide, voi sări un picioruș scurt, voi închide, din nou voi sări un picioruș scurt, voi închide, voi sări un picioruș scurt, voi închide din nou, iar acum din nou voi face scădere după scădere. Deci voi sări un picioruș scurt, voi intra în următorul, voi face o scădere, cea de-a doua scădere, sar un picioruș scurt, fac din nou o scădere, iar acum voi tăia firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem, și am realizat și această parte a mânuței. Vom face degetul mare, care este foarte simplu de lucrat. Vom face 4 piciorușe scurte în cercul magic. Este atât de mic. 1 3, 4, voi închide acest cerc magic cu picioruș alunecat și voi lucra 3 rânduri de câte 4 piciorușe scurte. Deci cele 4 piciorușe scurte vom repeta de 3 ori. Din primul,
Aici este foarte migălos. Cel de-al patrulea și vom continua în acest fel alte două rânduri. Pe măsură ce vom lucra, vom întoarce lucrul în felul acesta și vom forma degețelul. Ne întâlnim la sfârșit. O parte din firul care ne-a rămas de la cercul magic l-am ascuns înăuntru. Acum eu voi scurta firul, voi închide lucrarea, voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru că va fi nevoie să coasem degețelul de mânuță și cu aceasta voi încheia această parte a tutorialului. Ne vom întâlni mâine, sper mâine, să continuăm cu Moș Crăciun. Mâine vom umple cu melană, vom face căciulița, barba, mustățile, vom pune ochișorii și vom încheia deci toată lucrarea. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atenție, deci nu uitați, vom face două mânuțe, două, eu le-am deja pregătite, amândouă. Am uitat să vă spun, înainte să închidem aici lucrarea, vom umple cu melană mânuța. Eu o voi desface între timp și o voi umple. Eu am greșit, greșeala este a mea. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o seară frumoasă, o noapte liniștită, multă sănătate și așa cum spun întotdeauna fetelor din grupul meu, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom revedea cu un nou tutorial. La revedere!